Un somn sănătos se încadrează undeva între 7-8 ore pentru majoritatea adulților, respectiv 8-10 ore pentru adolescenți. Dacă nu dormi cât ai nevoie în timpul zilei, te simți obosit și te concentrezi mult mai greu. În timp, dacă nu dormi bine mai multe săptămâni sau luni la rând, ori chiar ani, s-ar putea să observi efecte mai grave asupra sănătății tale, precum hipertensiune, risc crescut de infarct sau diabet. Însă, și dacă dormi mai mult decât ai nevoie, te poți confrunta cu probleme de sănătate. Pe lângă faptul că de-a lungul zilei te simți amețit și dezorientat, poți constata că ai o stare de spirit neplăcută sau chiar simptome asociate cu depresia. Unele cercetări au găsit conexiuni între somn și depresie, majoritatea dovezilor existente sugerând că somnul în exces este un simptom, nu o cauză. Depresie. Problemele de somn apar frecvent în cazul persoanelor depresive. Un studiu care a luat în considerare datele de la 3573 de persoane diagnosticate cu depresie majoră a constatat că peste 92% dintre participanți au avut probleme cu somnul. Insomnia a fost cea mai frecventă tulburare de somn, dar aproape jumătate dintre acești participanți prezentau hipersomnie. Hipersomnia sau somnolența excesivă în timpul zilei, chiar și după mult somn, este mai des asociată cu depresia majoră cu caracteristici atipice. În cazul acestui tip de depresie, schimbările pozitive de viață, știrile interesante și alți factori din exterior pot îmbunătăți temporar starea de spirit, lucru care de obicei nu se întâmplă în cazul depresiei majore. Așadar, somnul oferă un fel de alinare. Persoana depresivă doarme mai mult pentru că se simte obosită, nu prea mai are interes pentru alte activități, iar somnul o ajută să scape temporal de alte simptome ale afecțiunii. Însă depresivii se pot simți vinovați că petrec atât de mult timp în pat, ceea ce agravează și mai mult simptomele depresiei. Nerespectarea cantității corecte de somn dă peste cap ritmul circadian al unei persoane sau ciclul natural de somn veche. Acest ceas biologic intern ajută la reglarea energiei și vigilenței din timpul zilei și a somnolenței pe timp de noapte prin trimiterea de semnale către corp legat de când este timpul să te culci sau când să te trezești. A dormi prea puțin sau prea mult poate stârni confuzie în organism. În consecință, s-ar putea să te trezești epuizat și letargic sau să te simți pregătit pentru culcare la doar câteva ore după ce te-ai trezit. De-a lungul timpului, un program de somn veche inconsecvent poate face dificilă obținerea somnului odihnitor de care ai nevoie, relatează doc.ro.